1 iunie s-a transformat în 1 iulie. Toate personajele din gașca Zurli fac astăzi de ziua copilului un adevărat maraton al distracției cu 3 spectacole. Toate biletele s-au epuizat în câteva zile, iar așteptările copiilor sunt foarte mari. La sala Palatului se află reporterul nostru, Natalie, care ne dă mai multe detalii. Bun găsit, Natalie! Bună seara, Cezar! Bună seara, doamnelor și domnilor! Pregătirile sunt întoi aici, la sala Palatului. Vrăji Măturica, Zâna Bună, Vrăjitoarea Tura Vura și noul personaj Lulu, ajutorul de bucătar, au terminat chiar acum repetițiile și sunt gata de un spectacol extraordinar. Peste aproximativ o oră, 5.000 de copii vor începe distracția alături de gașca Zurli la cel mai mare carnaval de 1 iunie. Mii de copii așteaptă cu sufletul la gură noul spectacol pe care gașca Zurli îl pregătește de peste 2 luni. Nu vor lipsi cele mai frumoase melodii lansate de gașca Zurli. La ușa casei, așa, 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 și nu struiesc pantofii, așa, așa, așa. Părinții și copiii vin în Zurlandia pentru a face cunoștință cu noul membru al echipei, bucătărașul Zurli. Cel care îi învață pe cei mici să mănânce sănătos a primit un ajutor. Lulu este numele lui și va arăta la carnavalul de 1 iunie ce poate. Urmează o nouă zi memorabilă în care se construiesc amintiri din copilărie și în care copiii vor cânta și vor dansa alături de personajele preferate. Peste 2 milioane de fani, gașca Zurli este cea mai cunoscută trupă de umor pentru copii din România și în 2019 pregătește noi surprize pentru toată familia.